Rubeola, boala contagioasă a copilăriei, deputează inițial cu simptome de infecție ale căilor respiratorii, însă în unele cazuri pot apărea și complicații severe, cea mai importantă fiind encefalita. Rubeola este o boală infectocontagioasă a copilăriei, care se manifestă prin două sindrome principale, febră și erupție. Este o boală a copilăriei care apare de obicei în momentul în care copiii intră în colectivitate, deci la vârsta grădiniței, 3-4 ani, și la vârsta intrării la școală, 7-8 ani, și acum 6-7 ani. Este o boală dată de un virus, virusul rubeolic, și este foarte contagioasă. Transmiterea se face pe cale respiratorie de la pacienții bolnavi și virusul pătrunde în organism, după care difuzează, ajunge în special la nivelul ganglionilor, dând o adenopatie generalizată, după care o a doua viremie, o a doua împrăștiere în sânge a virusului, produce manifestările bolii. Manifestarea principală este erupția. Boala debutează inițial cu simptomatologie de infecție de căi respiratorii superioare. Curge nasul, doare puțin gâtul, tușești uscat, eventual dureri de cap și febră. În câteva zile apare o erupție care inițial este pe față, dar în câteva ore se generalizează. Este o erupție catifelată la palpare, generală, și care durează 2-3 zile, după care dispare la fel de repede cum a apărut. Simptomul principal care ne ajută în diagnostic, pentru că în general erupțiile seamănă toate între ele, este adenopatia generalizată și în special cuprinderea ganglionilor occipitali și retroauriculari, care sunt mai rar cuprinse în alte afecțiuni. Adenopatie generalizată avem și în alte afecțiuni care însoțesc febra și sindromul eruptiv. Boala este o boală autolimitantă, dar în timpul bolii pot apare complicații și complicațiile pot fi complicații de suprainfecții, în special la nivelul tractului respirator, pneumonii, bronhopneumonii, otite, faringite bacteriene. Există o complicație virală, pneumonia dată de virus, dar în special encefalita, care este o complicație foarte severă, cu mortalitate mare și care are mecanisme diferite. Este o encefalită care poate apare în perioada de stare a bolii și cu o evoluție mai benignă, și o encefalită care poate apare în convalescență. Este important ca orice femeie ce dorește să rămână însărcinată să-și facă testul pentru a vedea dacă a avut sau nu rubeolă, asta dacă nu își aduce aminte dacă a făcut această boală. Complicațiile care pot apărea la făt și ulterior la copil sunt uneori chiar fatale. Rubeola poate fi apărută în timpul vieții sau rubeola congenitală, care apare în cazul în care mama face această boală în primul, al doilea sau al treilea trimestru de sare. Complicațiile sau manifestările sunt cele mai severe în cazul în care rubeola apare în primul trimestru de sarcină, pentru că este perioada când se formează organele și în funcție de momentul în care ce organ se formează, în momentul în care apare boala, acest organ nu mai este format bine. Și atunci apar malformații pe toate organele, frecvent cardiace, cerebrale, oculare, și care împietrează viața normală a unui pacient. De multe ori apare avortul spontan. În cazul în care rubeola apare în al treilea trimestru de sarcină, există și aici manifestări care sunt mai puțin severe, dar care pot duce la tulburări de concentrare a copilului, tulburări de învățare. În cazul în care boala apare chiar înainte de a naște sau în primele zile, poate apare o afectare severă a bolii la copil. Apare o rubeolă la copil, o formă foarte severă cu mortalitate mare. Ca majoritatea bolilor virale nu are tratament specific. Se dau antiinflamatorii, nesteroidiene și vitamine.
repausul la pat, regim lactohidrozaharat, asta înseamnă lichide multe, și ca prevenție există și aici vaccinare, este vaccinul rujolă, rubeolă, oreon, care previne boala și care se face în primul an de la naștere, la 12 luni, și intră în vaccinarea obligatorie. Durabilitatea vaccinului este între 10-15 ani, după aceea se poate face un rebound sau revaccina. Uneori am văzut cazul de rubeolă mitigată, rubeolă cu o simptomatologie minoră, la copii care au făcut vaccinul, probabil n-au creat imunitate suficient de bună, dar în urma bolii imunitatea este mult mai bună și este de lungă durată. Izolarea la domiciliu în rubeolă este între 1-2 săptămâni pentru a preveni alte îmbolnăviri și totodată pentru a nu contamina alte persoane.